scrie Sfânta Scriptură la Evanghelie după Luca, la capitolul 24. Vom citi versetele 13 până la versetul 40. Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 24. Este mesajul Scripturii pentru noi în această dimineață de sărbătoare. Și întotdeauna când citim Biblia, ne rugăm conștienți că doar Duhul lui Dumnezeu ne poate pregăti și mintea și inima să înțelegem Scriptura. De aceea fiecare, în inima lui, în gândul lui, în Duhul lui, vom sta înaintea Domnului în rugăciune, iar cu voce tare, fratele Emanuel Bălăceanu, pentru că și dânsul face parte, împreună cu familia, din familiile celor care au pe cineva îmbrăcat în haine albe. Să binecuvinteze Domnul toate familiile. Așa că după citirea textului, toți cei care aveți pe cineva îmbrăcat în haine albe, înalți o rugăciune în mod special pentru cel pentru care ai venit să-i mulțumești Domnului în ziua de astăzi. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt și nu i-au găsit trupul. Și-au venit și-au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri, care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la El. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de El și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și L-au cunoscut, dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Și s-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la oaltă. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și-au istorisit ce le se întâmplase pe drum și cum L-au cunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei astfel, Iisus însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar El a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți că un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți cam eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, El a zis, aveți aici ceva de mâncare. Și au dat o bucată de pește fript și o fagure de miere. El le-a luat și le-a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți
și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Dintre toate religiile lumii, creștinismul este singura religie care are sărbătoarea învierii. Toate celelalte servicii au comemorarea morții întemeitorilor lor. Nicio altă religie nu are sărbătoarea învierii. Creștinismul se deosebește radical de orice altă religie a lumii. Sunt câteva aspecte în care creștinismul confruntă religiile lumii cu realități care cer explicații. De exemplu, toți întemeitorii marilor religii au murit la vârste înaintate după o viață de succes. De exemplu, Buddha a murit la 80 de ani, după ce a descoperit taina iluminării sufletului. Celebru. Confucius a murit la 72 de ani, în plină glorie. Mohamed a murit la 63 de ani, după ce a cucerit toate triburile arabe și a pus bazele Imperiului Arab. Și Islamul a cucerit peninsula arabă. Iisus Hristos a murit la 33 de ani, o moarte în care a fost abandonat de toți urmașii lui. A terminat în disgrație, răstignit între doi tâlhari. Simbolul pe care îl au celelalte religii ale lumii sunt de așa natură încât oamenii să se uite și să le admire. Budismul are calea cu cele 8 brațe, care sunt încadrate într-o roată. O simbolistică interesantă, vom vedea puțin mai târziu. Confucianismul are yin și yang. Este un cerc în care o parte este colorat cu negru și o parte colorat cu alb. Islamul are semiluna și ostea. Toate acestea sunt simboluri care îți fac plăcere să te uiți la ele și să cauți explicația din spatele lor. Creștinismul are ca simbol crucea, care este instrumentul celei mai rușinoase și cele mai violente formă de condamnare la moarte. Ca să îți alegi ca simbol a credinței tale crucea, Charles Haddon Spurgeon a spus, este ceva care șochează, cum ar fi, de exemplu, o familie care are un singur copil, un copil isteț, un copil sănătos, un copil promițător, care într-o zi se joacă în grădină și este mușcat de un șarpe otrăvitor și copilul moare. Copiii iau șarpele acela și îl așează într-o cutie de sticlă, transparentă, în camera de zi. Și când vin musafirii și se uită la șarpele acela, întreabă, ce-i cu el? Spun, șarpele acestea ne-a omorât singurul nostru copil. Și vrem să-l păstrăm ca amintire că suntem așa de mândri de el. Ce ai zice despre o asemenea familie? Ei, Spurgeon spune, este mult mai scandalos faptul să ai o religie care ia ca simbol și să spună, departe de mine gândul să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Crucea lui Hristos este un scandal cosmic și un scandal religios și filozofic, un scandal moral pentru oricine nu înțelege esența creștinismului.
când este vorba de mesajul pe care îl transmit religiile lumii. Budismul ne spune, esența budismului este iluminarea sufletului, trezirea sufletului. Prin tehnici diferite de la o sectă a budismului la alta, dar ideea este că prin meditație, prin exerciții spirituale, omul va ajunge la o iluminare a sufletului și asta înseamnă, de fapt, fericirea supremă a omului. Confucianismul ne spune, între yin și yang, unul este ochiul cerului, celălalt este ochiul pământului și esența confucianismului este să fii într-un echilibru între alb și negru, între ochiul cerului și ochiul pământului și oamenii își caută echilibrul. Islamul ne spune, esența religiei noastre este ascultarea absolută de Allah și de profetul lui Mahomet. Creștinismul spune, esența creștinismului este moartea și învierea lui Iisus Hristos. Deopotrivă, sunt două afirmații care confruntă logica umană și confruntă existența umană. Când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit și când Apostolul Pavel explică ce înseamnă această realitate a răstignirii lui Hristos în vremea de atunci, spune așa: crucea lui Hristos este o nebunie. Este o nebunie să vorbești despre moartea lui, pentru că în crucea lui Hristos se potignesc și greco-romanii și evreii. Adică să spui că Dumnezeul tău a murit într-o batjocură și într-o asemenea abandonare din partea tuturor este o pricină de scandal. Să spui în vremea de atunci că Iisus Hristos a înviat este o sfidare a logicii. Când unii acuză creștinismul de o gândire mistico-religioasă, de un fel de rupere de realitate, de fapt își dovedesc ignoranța lor, pentru că în dimineața învierii, când Iisus Hristos a ieșit triumfător din mormânt, n-a crezut niciunul dintre ucenici. N-a crezut absolut nimeni. În momentul în care au venit femeile de la mormânt, ele au venit cu următorul mesaj: mormântul este gol și singura explicație este că cineva l-a luat de acolo. Niciuna dintre femeile evlavioase n-a crezut că Iisus a înviat. Când îngerii le-au spus că a înviat Iisus dintre cel morți, să nu-l caute acolo, și femeile au venit să spună ucenicilor, evangheliștii consemnează, aceste lucruri li se păreau ucenicilor ca niște basme. Adică asta este o poveste de imaginație, este un baz fără nicio realitate. Când Domnul Iisus Hristos este prezent împreună cu ucenicii în camera de sus, se uită la el și explicația lor este că văd o stafie. Că nu este Iisus cel înviat, ci este o stafie. După ce le explică faptul că este El, ucenicii nu pot să creadă așa ceva. E greu să crezi așa ceva. În 1990, Bruce Larson a publicat o carte intitulată Living Beyond Our Fears. Să trăim dincolo de fricile, de temerile noastre. Și în cartea aceasta, Bruce Larson povestește întâmplarea unei familii a unui judecător. Într-o seară, judecătorul a făcut baie în vană acasă. Și apoi s-a ridicat din vană și s-a dus să aprindă lumina care era legată la un prelungitor. Și în timp ce căuta butonul, s-a prelins apă de pe mâna lui și a fost electrocutat acolo și a căzut grămadă pe pavajul din baie. Soția l-a găsit contorsionat. A sunat repede prieteni, a sunat poliția.
Au venit prieteni, a venit poliția, au venit vecinii și l-au declarat mort. Așa că l-au dus la morgă. Și l-au depozitat la morgă. Târziu în noapte, judecătorul și-a revenit. S-a dezmeticit că este la morgă, neștiind exact ce s-a întâmplat, s-a dus să caute paznicul de la morgă ca să-i dea voie să plece. Îmbrăcat așa cum sunt îmbrăcați morții, cadavrele. Când l-a văzut paznicul, a intrat groaza în el și a fugit de a mâncat pământul. Cu cheile la el. Așa că judecătorul s-a dus la cabina paznicului și și-a sunat soția. Soția a răspuns la telefon, alo, și el spune, alo, sunt eu. Soția a leșinat. Și-a dat seama că e ceva și și-a sunat niște vecini. Și vecinii a zis, cine ești de te ții de asemenea glume proaste? Omul acesta a murit. Așa că în cele din urmă a sunat un coleg dintr-un alt oraș care n-a auzit de moartea lui. Și i-a povestit ce s-a întâmplat și l-a rugat să îl ajute să își convingă soția, să-și convingă vecinii, să convingă poliția că el este ca înviat. Greu să convingi așa ceva. Vă aduceți aminte că în România, în urmă cu câțiva ani de zile, a fost un circ de toată sprendoarea, când un om care a dispărut de pe radarul oamenilor vii în urmă cu zeci de ani, vreo 20 de ani, a revenit în România, soția lui l-a declarat mort și era mort cu toate actele în regulă și el a spus că sunt viu. A avut enorm de mari dificultăți să obțină certificat că e viu. S-a judecat, s-a dus în instanță. Cum să dovedești că tu ăla mortul cu acte în regulă ești viu? Dar astea sunt realități de aici din lumea noastră. Când ucenicii s-au confruntat cu adevărul învierii Domnului Iisus Hristos, a fost mai mult decât resuscitare sau reanimare. A însemnat cu totul altceva. A însemnat că omenirea intră într-o altă paradigmă, într-o altă realitate. De aceea, după învierea Lui, Domnul Iisus Hristos a făcut ceva incredibil pentru mintea noastră. Dacă l-am fi sfătuit noi cum să facă, să convingă lumea că El este viu și că El este Mântuitorul lumii, a fi spus, bun, ne ducem și convocăm Sanhedrinul. Pe toți cei care te-au judecat și te-au declarat un eretic, te-au declarat un om care ești vinovat de blasfemie, să îi convingi, să îi confrunți că ești viu și că ești Fiul lui Dumnezeu. Apoi mergem la palat, la guvernatorul roman și îl înfruntăm pe Pilat și îl convingem pe Pilat și convingem Roma că ești viu. După aceea ne ducem la toți mai mari poporului și adunăm pe toți și îi convingem că ești viu, așa-i? Și facem o declarație de presă și stabilim cu poze și cu toate lucrurile pe YouTube sau pe Instagram că ești tu. Dar Domnul Iisus face cu totul altceva. Ignoră total Sanhedrinul, ignoră guvernatorul, ignoră mai mari vremii și după învierea Lui se arată unui grup restrâns de ucenici pescari în marea lor majoritate să le întărească credința, să cimenteze în ei credința că El este. Și credința lor, credința apostolilor, credința primei generații este temelia pe care apoi se zidește credința celorlalte generații. Este credința pe care o avem noi astăzi. Dar cum s-a sădit credința aceasta? Ce a făcut Mântuitorul ca să aducă toată această grupare de ucenici la convingerea că El este Fiul lui Dumnezeu, că a murit și că a înviat? Așa ne explică evanghelistul Luca acest mister al întâlnirii Domnului nostru Iisus Hristos cu ucenicii Lui. Mai întâi, când l-au văzut că este viu, ucenicii au avut o experiență senzorială. L-au văzut cu ochii lor, au văzut semnele rănilor în mâinile și în picioarele Lui,
Dar Domnul Iisus nu spune, bun, ați văzut, de acum încolo să credeți. Domnul Iisus știe că ei au o problemă cognitivă. Au o problemă de înțelegere. Așa că și celor 12 Emaus, și celor 11, și celor care erau cu ei în camera de sus, Domnul Iisus le explică următorul aspect. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți, ce să credem? Tot ce au spus prorocii. Când este vorba să credeți Scripturile. Și a început de la Moise, primele cărți ale Bibliei, și de la toți prorocii, și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Domnul Iisus spune, adevărul morții și a învierii mele este dovedit și se întemeiază pe adevărul sau pe afirmațiile Scripturilor. Hristos cel înviat nu este Hristosul imaginațiilor, nu este Hristosul interpretărilor noastre, este Hristosul Scripturilor. Binecuvântat să fie Domnul! Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, tot ce s-a întâmplat și trebuie să înțelegeți, este ce a spus Dumnezeu. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, le spune, și să intre în slava sa. Toate aceste lucruri trebuiau să se întâmple. Acum, când citim acest imperativ, trebuia să se întâmple, avem o problemă teologică. Oare era obligat Dumnezeu? Dacă trebuia să moară Hristosul, este Dumnezeu obligat să facă lucrul acesta? Avem o problemă teologică. Dumnezeu este absolut liber, nu e obligat de nimic și nimeni din afara Lui. Nimeni din afara Lui nu-L poate obliga pe Dumnezeu. Dar atunci, ce anume L-a obligat pe Dumnezeu? Dacă nimeni din afara Lui. Și Domnul Iisus le explică ucenicilor planul lui Dumnezeu ca să înțeleagă. Ca să înțelegem planul lui Dumnezeu, Domnul Iisus le explică ucenicilor ce s-a întâmplat. A început din Geneza. Ce s-a întâmplat în Geneza? Omul creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui a ajuns la punctul la care nu l-a mai crezut pe Dumnezeu. A crezut minciuna diavolului. A fost o problemă de alegere a omului pe cine crede. Îl crede pe Dumnezeu sau îl crede pe diavolul? Crezi adevărul lui Dumnezeu sau minciuna celui rău? În Eden, Adam și Eva au crezut minciuna celui rău. A fost o alegere de credință. Au crezut ce le-a spus diavolul. În momentul în care l-au pus pe Dumnezeu deoparte, n-au crezut în Dumnezeu. Au disprețuit și au desconsiderat cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a continuat să vorbească, Dumnezeu a continuat să lucreze, oamenii sunt izgoniți din Eden, oamenii sunt departe de Dumnezeu și sunt sub consecințele păcatului neascultărilor sau a credinței în minciună. Și ca o consecință a faptului că au crezut o minciună, omul a intrat sub o stare de blestem. De aceea Dumnezeu rostește blestemul și spune, blestemat este acum pământul și blestemat ești tu. Blestemul acesta este blestemul păcatului. Sub blestemul acesta a păcatului, vinovăția de păcat este cea mai mare vinovăție din univers. Nu există vină mai mare în univers decât vinovăția de a-L sfida pe Dumnezeu. De a-I spune lui Dumnezeu, nu cred în tine. N-am nevoie de tine. Mă descurc fără tine. Sunt în stare să-mi croiesc viața și să mă descurc fără tine. Este cea mai mare vină din univers. Și păcatul pentru vina aceasta, pedeapsa pentru vina aceasta este despărțirea veșnică de Dumnezeu. Păcatul pentru această răzvrătire este despărțirea de Dumnezeu pentru vecii vecilor în iad. E cea mai mare tragedie a noastră. Dacă nu ne înțelegem această tragedie, dacă nu înțelegem că suntem sub pedeapsa păcatului și a morții, nu înțelegem de ce trebuia să moară Hristosul. Și eu și tu
Suntem sub această consecință a păcatului, care înseamnă moarte. Dacă nu vă vine să credeți, cu fiecare an în care ne numărăm anii nașterii, de fapt ne numărăm anii care ne apropie de moarte. Pentru că în fiecare zi ceva din noi moare, ceva din noi se stinge și ajungem la punctul la care viața noastră pe pământ se încheie și Biblia spune, este rânduit Domnul să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Și judecata este judecata unui Dumnezeu drept, a unui Dumnezeu care își respectă legile cosmice. Plata păcatului este moartea. Și moarte înseamnă moarte biologică și despărțire de Dumnezeu pentru totdeauna, moarte spirituală. Dacă nu înțelegi lucrul acesta când te uiți în oglindă, adu-ți aminte mâine dimineață, chipul acela pe care îl vezi este muritor. Și când vei închide ochii pe pământ, vei da față în față cu Dumnezeul cel drept. Și Biblia spune, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Și Domnul Iisus le explică ucenicilor că tragedia lor nu este ocupația romană. Tragedia lor cea mai mare este stăpânirea diavolului prin păcat asupra lor. Și ca să fie eliberați, Dumnezeu trebuie să-și respecte dreptatea lui. Numai că, în același timp, Dumnezeul drept este Dumnezeul dragostei. Și Dumnezeul dragostei se uită la mine și la tine și în dragostea lui, Dumnezeu nu poate să fie nepăsător că eu mă duc în iad sau tu te duci în iad. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu este dragoste. Și în dragostea lui Dumnezeu vrea să ne scoată de sub blestem. Costache Ioanid, unul dintre marii poeți creștini ai secolului 20, a scris o poezie intitulată Tatăl. De n-ai avut vreun fiu odată, legat în lanțul cel mai greu, de nu ți-a fost o clipă dată un osândit să strige tată, nu știi ce înseamnă Dumnezeu. De n-ai avut un fiu în viață crescut în veșnic jubileu, de n-a fost dat să-ți moară în față, să simți că inima ți îngheață, nu poți pricepe ce sunt eu. De n-ai avut în beznea funde un fiu zdrobit ca fiul meu, tu nu poți, omule, pătrunde ca să înțelegi ce foc ascunde cuvântul acesta Dumnezeu. Dar dacă odrazălea mea cea dragă s-a dat sub ochii mei pe altar, o, cât aș vrea ca lumea să înțeleagă, în fața crucii să înțeleagă, că eu sunt dragoste și har. Dumnezeu este dragoste. Și în dragostea lui Dumnezeu a trebuit să-și împlinească dreptatea și să își manifeste dragostea. Și Domnul Iisus le explică ucenicilor. Era o singură cale. Era o singură alternativă ca dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu să se împace. Și calea aceasta era cineva să moară. Pentru că plata păcatului este moartea, dar trebuia să moară cineva fără vină. Cineva care n-a păcătuit. Cineva care să ia pedeapsa în locul nostru a fiecăruia trebuia să moară datorită dragostei lui Dumnezeu, datorită dragostei pentru tine și mine. Și Fiul lui Dumnezeu le explică ucenicilor, nu era posibilă mântuirea voastră, nu era posibilă iertarea voastră fără ca Fiul lui Dumnezeu să meargă la cruce. Trebuia să moară din dragoste pentru voi, nu din obligație, ci din dragoste. E un Dumnezeu al dragostei. Și acum li se spune ucenicilor, înțelegeți voi planul lui Dumnezeu? Astea sunt explicațiile Scripturii. Acesta este planul lui Dumnezeu. Mântuirea voastră, pentru că nu este sub cer dat oamenilor niciun alt nume în care trebuie să fim mântuiți decât numele Domnului nostru Iisus Hristos. Le explică necesitatea morții. Și apoi le explică miracolul învierii. Pentru că jertfa adusă înaintea lui Dumnezeu pentru tine și mine a fost jertfă acceptată. A fost jertfa primită de Dumnezeu și jertfa care a îndeplinit dreptatea lui Dumnezeu. Hristos cel nevinovat, încărcat cu păcatele noastre, a murit și pentru că e Fiul lui Dumnezeu a înviat din morți. Și noi strigăm astăzi și cântăm astăzi și declarăm astăzi, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Așa e biserica venită la viață.
Declarăm adevărul acesta pentru că Iisus Hristos a adus o jertfă primită de Dumnezeu. Jertfa aceasta primită de Dumnezeu a însemnat că eu și tu suntem iertați și esența creștinismului este moartea și învierea lui Hristos în locul nostru. Și acum le spune ucenicilor, dacă ați înțeles acest lucru, mintea voastră s-a luminat. Le-a deschis mintea. Asta înseamnă că le-a deschis mintea. Mintea lor a înțeles planul lui Dumnezeu. Mintea lor a înțeles cum lucrează Dumnezeu. Mintea lor a înțeles taina lui Dumnezeu ascunsă de veacuri în Hristos Domnul pentru mântuirea noastră. Ce s-a întâmplat când au înțeles taina aceasta? Le-a luat foc inima. Nu ne ardea inima noi. Când au înțeles planul lui Dumnezeu, în moartea și în învierea lui Hristos, au mai înțeles ceva. Ei sunt chemați acum să fie parte cu Iisus Hristos la acest plan grandios al lui Dumnezeu pentru mântuirea întregii omeniri. Că nu sunt doar parte dintr-un plan să meargă la Ierusalim, să prindă și ei vreun post undeva în administrația lui Mesia la Ierusalim. Suntem în vremea dinainte de alegeri. Oamenii se ceartă pentru poziții, pe liste, pe poziții într-un fel sau altul. Este mare animație și mare agitație. Primesc mesaje din partea unora și altora, din țară și de peste hotare, care sunt prinși de pasiunea aceasta a alegerilor și sunt grozav de încântați că s-ar putea să prindă un post. M-am întâlnit cu niște români plecați din țară, într-o altă țară, și m-am întâlnit cu ei tocmai la Washington DC, în capitala Americii. Erau plini de entuziasm și mi-au spus, vreau să știți că noi vom decide viitorul președinte al României. Și erau atât de entuziasmați că ei vor decide următorul președinte al României. M-am uitat la ei și am refuzat să fac poză cu ei. De ce? Pentru că erau animați de niște iluzii ale lor, de parcă grupul lor deține secretul președinției României. Dar ideea lor că vor avea o funcție, că dacă fac ceva, vor ajunge cineva, este atât de palidă în comparație cu ce înțeleg ucenicii. Are Dumnezeul cerului și al pământului un plan grandios. Să elibereze toți oamenii de sub puterea satanei, să-i aducă la viață în Hristos Domnul. Și ei care au înțeles planul lui Dumnezeu, care înțeleg că suntem parte din acest plan, dintr-o dată trăiesc un miracol la nivelul inimii. Se aprinde inima în ei. Văd ce lucrează Dumnezeu și văd locul lor acolo. Văd că ei sunt chemați de Dumnezeu să lucreze la planul acesta, la răspândirea Evangheliei, să ducă acest mesaj în baza faptului că au înțeles, au crezut, au trăit miracolul acesta a transformării și se duc să spună altora. De aceea, spun ei, oare nu s-a prins inima noi? Le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și să se propovăduiască tuturor națiunilor, tuturor popoarelor, în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor. Cea mai mare veste pentru noi este că în jertfa lui Iisus Hristos, în moartea și învierea Lui, este posibilă iertarea păcatelor noastre. Ai păcatele iertate. Dar reformulez întrebarea. Recunoști că ești păcătos. Recunoști că ești păcătos. Ce înseamnă păcat? Păcat înseamnă orice gând, faptă, vorbă, atitudine care sunt contrare cuvântului lui Dumnezeu și caracterului lui Dumnezeu. Păcat înseamnă orice cuvânt, vorbă, faptă, atitudine contrară naturii, caracterului, cuvântului lui Dumnezeu. Ai făcut ceva împotriva lui Dumnezeu? Ai făcut ceva contrar caracterului lui Dumnezeu? Ai făcut ceva care este contrar cuvântului lui Dumnezeu? Când Dumitru Cornilescu, un călugăr, la începutul secolului 20, a lucrat la traducerea Bibliei, s-a frământat cu această dreptate a lui Dumnezeu prin credință pe care o dă celor care cred în jertfa Fiului Său și i-a venit greu să înțeleagă cum se explică lucrurile acestea.
Dar când a ajuns la cartea Apocalipsa, la capitolul 21, cartea Apocalipsa ne explică faptul că după ce Dumnezeu va judeca toate națiunile pământului, îi va judeca pe oameni și cărțile vor fi deschise cu faptele fiecăruia, Dumnezeu îi va duce pe unii în împărăția luminii, în raiul binecuvântat al lui Dumnezeu, și cei care au fost păcătoși, l-au respins, vor merge în chinul cel veșnic. Și când Dumitru Cornilescu a ajuns la versetul 8 din Apocalipsa 21 și a zis așa: cine vor fi cei care vor ajunge în iad? Dar cât despre fricoși? Înțelegeți că nu e vorba că ți-e frică de păianjen sau ți-e frică de țânțari sau de altceva, de întuneric sau ți-e frică de spațiu mai larg. E vorba că ți-e frică de oameni să crezi în Dumnezeu. Ți-e frică de oameni să rămâi în credință și să afirmi credința. E vorba despre această frică. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli, toți aceștia vor avea parte de focul care arde cu pucioasă. Și Dumitru Cornilescu s-a uitat și a zis: da, nu sunt vinovat de niciun din păcatele acestea, deci sunt de acord că toți ăștia ar trebui să meargă în iad. Numai că s-a uitat mai atent la verset și în ultima parte a versetului mai este un cuvânt: Și toți mincinoșii. Și s-a înfiorat. Și a spus: nu le-am făcut pe celelalte, dar am făcut păcatul ăsta. Și dacă am aceea soartă cu ceilalți, oare este vreo șansă? Oare este vreo scăpare, vreo iertare? Și s-a întors din nou la epistola către Romani și a văzut că Dumnezeu are o dreptate pe care ne-o dă nouă în baza jertfei lui Iisus Hristos. Și când a murit Hristos în locul nostru, prin credința în numele Lui, primim iertarea de orice păcat. Și Dumitru Cornilescu s-a întors la Dumnezeu și a spus: de aici încolo înțeleg esența Bibliei. Prin credința în moartea și învierea lui Iisus Hristos, am păcatele iertate. Stau înaintea noastră acești bărbați, femei, băieți și fete, tineri și mai în vârstă, stau îmbrăcați în haine albe. Este o îmbrăcăminte simbolică a faptului că în jertfa lui Iisus Hristos păcatele lor au fost iertate, luate deasupra lor, și sunt binecuvântați cu neprihănirea lui Iisus Hristos. Să vă binecuvinteze Domnul! Să-și reverse harul peste voi! Este dragostea lui Dumnezeu care a împăcat dreptatea lui Dumnezeu. Am o întrebare. Câți dintre cei care sunteți aici sunteți din familie, rudenii, prieteni, colegi cu cei îmbrăcați în haine albe, mâna sus? Toți cei care i-ați însoțit. Vă mulțumesc tare mult, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Sunteți mulți. E o bucurie deosebită pentru ei să vă vadă aici. Dar am o întrebare. Câți dintre voi aveți păcatele iertate? Câți dintre voi veți petrece cu ei viața nu doar la sărbătoarea de aici, ci toată veșnicia? Câți dintre voi puteți spune: Doamne, și pentru mine ai murit și ai înviat. Și pe mine mai ai în planul tău de mântuire. Doamne, sunt aici și nu sunt doar la un spectacol religios, ci sunt la oferta cea mai mare a lui Dumnezeu, care a strigat peste veacuri: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Le-a deschis mintea, li s-a aprins inima. Și când s-a aprins inima, s-au dus să spună tuturor. Și-au terminat fiecare dintre ei pecetluind cu viața de martir mărturia lor în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, și credința a ajuns până în secolul 21, în mai 2024, la Oradea. Dar a ajuns și în inima ta. Cel care a venit din cer să aducă mântuirea, să deschidă mintea, să aprindă inima. Acum prin Scriptură ți-a explicat planul lui Dumnezeu și spune în cuvântul lui: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Este vorba de ușa inimii. Este vorba de ușa inimii tale. Este oferta lui Dumnezeu
în Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor, pentru viață veșnică, împăcare cu Dumnezeu, mintea luminată, inima aprinsă, o viață frumoasă aici și toată veșnicia cu El. Este oferta Harului lui Dumnezeu. Ești gata să o primești? Ești gata să o primești oferta Harului Dumnezeu? Dacă nu-ți înțelegi tragedia, nu ești gata să primești. În anii 90, unii dintre dumneavoastră știți că cunoscuți de ai noștri, ai familiilor din Statele Unite, ne trimiteau din când în când câte un pachet. Și în pachetul acela puneau elemente, alimente neperisabile. Erau macaroane, era orez, mai era și făină de mălai, mai era și câte un săpun și ne bucuram de el, că era vremea aceea cu lipsuri de toate. Și miraculos, din când în când puneau și medicamente. Era criză și de medicamente. Într-un pachet de acela, care a fost trimis înspre familia noastră, erau și două cutii de medicamente esențiale. Ales pentru ficat. Prin mila lui Dumnezeu, nimeni din casa noastră n-avea probleme cu ficatul. Așa că am luat cele două cutii de medicamente și le-am pus pe masă în sufragerie. Că dacă vine cineva să nu uit să întreb dacă n-au nevoie de esențiale pentru problemele lor de sănătate. Și au venit câțiva și i-am întrebat la plecare, nu vă supărați, am primit medicamentele astea, sunt gratuite, n-aveți nevoie, nu sunteți cu probleme. Slavă lui Dumnezeu, sunt sănătos, pot mânca și orice, n-am probleme. Într-o zi a venit un om, se vedea pe el că suferă. Pielea purta semnele bolii. Și în timp ce vorbea cu mine, se tot uita la cele două cutii. Vorbea cu mine, dar nu se uita la mine. Se uita la cutiile acelea. Când am terminat discuția, l-am întrebat, nu vă supărați. Am primit medicamentele acestea la noi în casă, nimeni nu-i bolnav de ficat. Dacă aveți nevoie, sunt gratuite. Tremurând s-a uitat la mine și a spus, sunt de dat? De luni de zile mi-a spus doctorul că dacă aș putea lua esențiale, aș putea scăpa de boala care mă chinuie, care îmi distruge ficatul. Oare chiar sunt de dat? Spus, vă rog să le luați, sunt gratuite. Cu mâine tremurânde, a luat cele două cutii de medicamente, le-a pus la buzunarul de la piept și a zis, nu vă puteți imagina de când mi-am dorit darul acesta. O, dragul meu, în dimineața aceasta nu-i vorba de ficatul tău și nici de al meu. Nu-i vorba de altceva, e vorba de sufletul tău și de sufletul meu. Și cel care a murit pentru noi îți oferă iertarea păcatelor și mântuirea sufletului. Ești gata să primești? Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Mintea care înțelege planul lui Dumnezeu și inima care începe să ardă, să ardă din focul acela sacru al mântuirii, al dragostei lui Dumnezeu, focul acela sfânt care face ca inima să fie legată de cer, focul acela care se uită spre cel care a murit pe cruce în locul nostru și spune, Doamne, adu-ți aminte și de mine. Doamne, primește-mă și pe mine. Doamne, iartă-mă și pe mine, ai murit și în locul meu. Este inima aceea care strigă, Doamne, nu trece pe lângă mine și nu mă lăsa nemântuit. Este inima care strigă, Doamne, sunt așa de deprins de lucrurile lumii acesteia, sunt așa de slab și neputincios, că nici măcar n-am putere să mă rog. Doamne, fie-ți milă de mine. Atinge-te de sufletul meu și de mintea mea. Aprinde-mi inima, Doamne, cu focul sacru al mântuirii tale. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Și vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Și Domnul Iisus spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Voi cina cu el. Și el cu mine începe o relație care continuă aici și toată veșnicia. Care e răspunsul tău? Răspunsul poate fi doar cel în care spui, Doamne Iisuse, m-am uitat la viața mea și am înțeles că și eu am păcătuit împotriva ta. Și în dreptatea ta trebuie să condamni și să pedepsești și păcatul meu.
Și dacă rămân cu păcatele acestea deasupra sufletului meu, Doamne, mă așteaptă o sândă pentru vecii vecilor. Dar am înțeles, Doamne, harul iertării Tale în jertfa Fiului Tău. Am înțeles de ce trebuia să moară, de ce a răbdat crucea și de ce a răbdat suferințele, pentru că a fost acolo în locul meu. Am înțeles, Doamne, că a înviat pentru că ai primit jertfa Lui și prin credința în numele Lui primesc iertarea Ta. Spune, Doamne, dă-mi iertarea Ta. Este nevoie de decizia Ta. Este nevoie de o hotărâre sfântă. Dacă voiește cineva să vină după mine, a spus Domnul Iisus, să se lepede de sine, să-și ia crucea să mă urmeze. Și înaintea noastră stau acești oameni îmbrăcați în haine albe, care confruntați ca și tine astăzi, cu viața lor păcătoasă, cu perspectiva pedepsei lui Dumnezeu, cu oferta harului și a iertării în jertfa lui Hristos, au ales să treacă de partea lui Hristos, au hotărât să-L urmeze pe Iisus. Decizia lor o vor exprima într-o cântare. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și vom proceda în felul următor. La prima strofa cântării, care va avea cuvintele așezate pe ecran, se vor ridica în picioare, în evlavie și în reverență doar ei. Rămâneți deocamdată pe scaune, împreună cu corul bisericii. Și vor cânta, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Ceilalți rămânem pe bănci. La strofa a doua, dacă ai fost ca și ei, îmbrăcat în haine albe ca semn al faptului că păcatele ți-au fost iertate în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, că ai venit și ai mărturisit credința în El și ai intrat în apa botezului ca și ei. La strofa a doua, am să vă rog pe toți cei care suntem în sală, jos aici sau la balcon, să ne ridicăm în evlavie și reverență să cântăm împreună cu ei. Dacă niciodată n-ai avut un asemenea moment al deciziei, a hotărârii de a te întoarce la Dumnezeu, rămâi pe scaun. Dar dacă, sub cercetarea cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu, dacă în puterea mărturiei lor, dacă în puterea harului lui Dumnezeu, dacă în chemarea sfântă a Mântuitorului veniți la mine, ești gata să spui, Doamne, și eu vreau să primesc iertarea, mântuirea Ta, și eu trec de partea Ta, Doamne, primește-mă și pe mine. La strofele a treia și a patra, am să vă rog atunci să vă ridicați în picioare, să cântați împreună cu noi, să faceți din cântarea aceasta prima mărturie a faptului că iei decizia să vii la Hristos, să primești oferta Lui, mântuirea Lui. Și acum, în evlavie și în reverență, cei îmbrăcați în haine albe și corul se ridică, ceilalți rămâne pe scaune. La strofa a doua, doar aceia care am fost îmbrăcați ca ei în haine albe și am rămas lângă Domnul în mărturia harului și a puterii Lui de a ne păstra în har până la capăt și a dorinței noastre de a trăi pentru slava Lui aici și cu El toată veșnicia. La strofele 3 și 4, dacă ești gata să spui, Doamne, în dimineața aceasta a sărbătorii învierii și a sărbătorii botezului celor dragi din casa mea, prietenilor, colegilor, la cercetarea cuvântului Tău, Doamne, și eu vin înaintea Ta și Te rog să mă primești. Haideți să venim înaintea Domnului acum cu ei în prima strofa cântării.